Protosinger Nicodim Îndiță, Vămile Văzduhului și Mărturii despre existența lor, Carte tipărită cu binecuvântarea preasfințitului părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, Editura Agapis București 2005. Acest buchet de mărturii privind existența reală a judecății particulare și înfățișarea trecerii noastre prin înfricoșătoarele Văm ale Văzduhului, la care avem să dăm seama de toate păcatele noastre, vine ca un dangăt puternic de clopot să ne trezească din nepăsare și din nelucrare. Cu cât vom citi mai des aceste mărturii și cu cât vom avea mai vie în minte corectarea ce ni se va face la trecerea din această viață, pe cărarea către cer, cu atât vom fi mai culoarea minte la viața noastră, ferindu-ne de orice lucru rău. Facă bunul Dumnezeu ca tot cel ce citește să se înțelepțească și viețuind aici pe pământ chip cât mai plăcut lui Dumnezeu, să aibă parte de trecerea neîmpiedicată prin vămile văzduhului și de învierea și moștenirea împărăției celor amin, prea preasfințitul Galaction. Iată ce ne spune Părintele Protosinghel Nicodim Mândiță. Sufletul omenesc, despărțindu-se de corpul său, urmează calea către cer și întâlnește necontenit spirite căzute și cuvântul lui Dumnezeu întărește că spațiul aerian este plin de spirite rele răspândite prin aer, Efesen 2.2, Efesen 6.12, că principele lor este principele puterilor aeriene și că, prin urmare, sufletul abia ieșit din corp, intră negreșit în stăpânirea lor. După învățătura aceasta reiese că niște vame cercetători opresc la deosebite vămi sufletul omenesc în sporul său către cer și aduc aminte pe rând felurite păcate și caută în tot chipul al condamna. Repausarea sau momentul morții Sfintei Teodora Această vrednică de pomenit și devotată slujitoare a lui Dumnezeu și a Sfântului Vasilie, povestește Sfântul Grigore, ucenic al Sfântului Vasile cel Nou, s-a întâmplat de s-a săvârșit din viața pământească, fiind ajuns la adânci bătrânețe de mulți ani, după ce slujise cu multă credincioșie Sfântului Părintelui nostru Vasire. Atunci toți s-au întristat de trecerea ei din această viață, fiindcă iubea pe Sfântul și pentru că mijlocea pentru toți la dânsul, căci intra și vorbea cu el pentru trebuințele lor, și ieșind le dădea răspunsul așteptat. Multora le părea rău de trecerea ei din această viață, pentru că era o femeie pioasă, bună, blândă, miloasă, fără de răutate și cu bună socoteală, făcându-o slujba ei cu mare smerenie, sârguință și devotament sfânt. Convorbirea cu viosului Grigorei cu sufletul Sfintei Teodora Nedumerindu-mă eu după repausarea cu Teodora ce se să fi făcut și petrecut cu ea, mă tot supărau gândurile pentru dânsa și mereu mă întrebam singur, socotind în sine: Oare în ce loc se va fi dus, la bine ori la rău? Oare se va fi mântuit ori se va fi pierdut? Și oare ce folos va fi aflat ea din slujba făcută cu credincioșie părintelui nostru Vasile? Acestea, socotindu-le eu mereu, m-am dus la Sfântul Vasile și l-am rugat cu multă fierbințeală ca să-mi spună ceva despre dânsa și cum a repausat. Sfântul Vasile mai întâi a tăcut și nu mi-a dat niciun răspuns pentru dânsa. Eu însă, întrebându-l neîncetat și supărându-l cu aceasta, într-o zi îmi zise cu față veselă. Fiule Grigorie, voi ești cu adevărat să vezi pe Teodora? Eu i-am răspuns, o, Părinte Sfinte! Și cum o voi putea vedea odată ce dânsa s-a mutat de la noi, despărțindu-se de cele vremenice și ducându-se la cele veșnice? Sfântul Vasile mi-a zis, disiar o vei vedea așa după cum ai căutat-o de multe ori, și vei cunoaște ceea ce dorești ca să înceteze gândul care te supără mult pentru aceasta. Eu atunci mă miram și socoteam cum și unde oare aș vedea-o. Astfel foarte mult mă supăra gândul și doream să o văd. Aceasta însă mi se părea cu neputință. Sosința ara m-am culcat în patul meu după obicei și am adormit. Atunci, în data am văzut un tânăr care îmi zise: Scoală-te și vino de grab, îți poruncește cu viosul Vasire, dascărul tău, care are să se ducă acum la Teodora, dacă voi ești cu adevărat să o vezi. Auzind eu acestea, îndată m-am sculat și mi s-a părut că m-am dus la locuința sfântului însă nu l-am aflat. Întrebând eu acolo, mi s-a spus că s-a dus o vadă pe Ododora, care mai înainte îi fusese slujnică, stând eu așa mâhnit că nu l-am apucat acasă pentru a ne duce împreună. Unul din ai casei mi-a arătat calea pe unde să mă duc la acel loc. Alergând despre locul acela, mi se părea că merg pe calea ce ducea în biserica preasfinte născătoare de Dumnezeu în Vlaherne. Mergând eu astfel, nedumerindu-mă, îndată m-am aflat fără de veste, într-un loc strâmt și foarte cu greu de suit. Trecând cu multă frică și osteneală, am ajuns la o poartă mare și bine încuiată. Privind înăuntru pe o ferestruie, spre a zări vreun cunoscut care să-mi deschidă, am văzut două femei, doamne cinstite, care stăteau pe treptele scării casei și vorbeau. Atunci am strigat să vină una și venind am întrebat-o, a cui este casa aceasta? Aceea mi-a răspuns, casa aceasta este a cuviosului părintului nostru Vasire, care chiar acum de curând a venit aici ca să-și vadă pe fii săi. Auzind de aceste cuvinte m-am bucurat și am zis, deschidem doamna mea să intru înăuntru, că și eu nevrednicul sunt fiu al său și am venit împreună cu dânsul aici și alte ori. Aceea mi-a răspuns, tu aici n-ai mai fost niciodată, nici nu te cunosc, deci cum îți voi deschide? Du-te la, la treaba ta, că fără întrebarea și porunca Doamnei, Teodora nimenea nu intră aici. Auzind eu de Teodora și luând îndrăzneara, am bătut mai tare în poartă și am strigat. Auzind Teodora, cele ce se făceau a venit la poartă ca să vadă pe fereastră cine este cel ce bate și strigă. Și văzându-mă, ea m-a cunoscut și a zis femeilor acelora, veniți și deschideți de grabă, căci acesta este domnul Grigore, iubitul fiu dovnicesc al părintului nostru Vasile. Acelea deschizând, am intrat îndată înăuntru, unde m-a cuprins doamna mea, maica Teodora, îmbrățișându-mă și binecuvântându-mă. Ea mă săruta pe frunte cu multă bucurie și veselie, zicându-mi, domnul meu Grigore, cine te-a adus aici? Oare ai murit și te-ai slobozit din acea lume înșelătoare și așa ai ajuns în locul acesta fericit în viața veșnică? Eu, auzind acestea, mă minunam, înțelegând de săvârșit cele ce îmi grăia, pentru că mi se părea că le văd, nu în nici în vis, în uimire, ori în somn cu mintea mea, ci ca și deștept, treaz și cu, adevăr, ca și deștept, treaz și cu adevărat sau în realitate erau cele ce se făceau și le auzeam. Răspunzând apoi la întrebare, i-am zis, Doamnă, Maica mea, eu încă n-am murit, ci încă sunt trăitor în viață pământească, însă cu rugăciunile și ajutorul bunului nostru părinte am ajuns aici pentru a vedea cinstita ta față și spre a mă înștiința în ce loc și partea ai ajuns. Spunem dar, Doamna mea, cu adevărat cum te afli, cum ai suferiți la morții. Cum ai trecut vămire, văzduhului, cu acele cete de demon răi și cum ai scăpat de răutatea lor măiastră? Te întreb acestea că-și cunosc destul de bine că și eu singur voi pătimi aceleași, îndată ce îmi voi sprăvi de trăit viața pământească. La întrebările acea, acestea ea mi-a răspuns astfel: O iubitul meu, fiu Grigorie, oare ce pot eu să-ți răspund la aceste întrebări? Căci mi se întunecă și îmi tremură sufletul meu, numai cât mă gândesc la cele întâmplări petrecute de mine. De groaza celor greutăți prin care am trecut, sufletul meu se face ca un mort, fără glas și fără putere de multă frică. Drept îți spun că nici cu mintea mea nu îndrăznesc ca mă mai gândi la cele cumplite grozevii prin care am trecut. Dar fiindcă cel care odată a murit și a ajuns la locul acela fericit al celor mântuiți, N-are de ce să se mai teamă, pentru aceasta îți voi istorisi toate prin câte am trecut din vremea despărțirii mele de trup până acum, atât pe cât voi putea. Sfânta Teodora istorisește apoi cu viosul lui Grigorie despre cele suferite la moartea sa. Dragul meu, fiule Grigorie, cele întâmplate și suferite de mine la moartea mea pentru faptele mele cele rele, erau așa de înfricoșate și nesuferite, încât și acum, când mă gândesc, mă groaznic mă -nfior. Dar cu ajutorul și rugăciunile cuviosului părintelui nostru duhovnicesc Vasile, cel luminat de Dumnezeu, vei ști, fiule Grigorie, că s-au făcut cele grele ușoare și cele cu nevoile lesnicioase. În scurt timp, punând el mâna, necazurile și greutățile ce m-au întâmpinat, cu ajutorul și mina lui Dumnezeu s-au ușurat, cele nevindecate s-au săvârșit cu bine, deci mulțumesc celui ce împreună cu tine s-a întristat și rugăciuni fierbinți la Dumnezeu pentru noi fii săi înălțat și ajutat. Filipeni 1, 3, 9 O fiule Grigorie, cum îți voi povesti despre ceasul acela în care se despărțea sufletul meu de trup? Ce primejdie, câtă silă, câtă nevoie și câtă amărăciune și greutate pătimește sufletul, atunci, în durerea și chinuirea aceea amară, ca să se despartă de trupul său, o așa de înfricoșată nevoie și durere cuprinde pe cel ce are așta sufletul său, încât e asemenea unui om viu care, dezbrăcat și gol fiind, s-ar arunca într-un foc mare, unde fiecare cărbune aprins îl arde și îl prăjește usurător încât să leșine de dureri cumplite, pierzându-și fața și alcătuirea corpului său atât de groaznic, încât să iasă sufletul din el. Așa e de amară și groaznică moartea fiul meu și cu atât mai mult mai ales a acelora care sunt mai păcătoși ca mine. Martor îmi este Dumnezeu că adevărul îți spun. Moartea la cei drepți însă nu știu ce fel este, pentru că eu ticăloasa m-am făcut prăvălia păcatelor și a păcătoșilor. Când m-am apropiat de sfârșitul vieții mele, și a sosit ceasul despărțirii sufletului meu de trup, am văzut o mulțime mare de dragi stând în prejurul patului meu. Fețele lor schimonosite erau negre ca funinginea, ca tăciunele și ca zmoala, ochii lor ca niște cărbuni învăpăiați de foc și vederea lor era grozav de urâtă ca gena focului infernal. Aceia făceau o mare tulburare și gâlceavă, unii răgeau ca dobitoacele răgneau ca fiarele sărbatice, alții lătrau ca niște câini, alții urlau ca niște lupi, boncăluiau ca taurii, guițau ca porcii. Toți uțindu se asupra mea mă îngrozeau și se repezeau scrâșnind cu dinții, râșnind, râșniți la mine, vrând să mă înghită. Acele duhurele și urăcioase se pregăteau aducând o mulțime de pergamente, hârtii întocmite în formă de sul, așteptând parcă să vină oarecare judecător. Ei își desfăceau furioși hârtiile în care erau scrise faptele mele cele rele. Atunci sărmanul meu suflet a fost cuprins de mare frică și cu tremur. Astfel, fi muncită eu de relele acelea, deși mi era destul la mărăciunea morții, acea înfricoșată vedere a celor groaznici draci mi-a fost asemenea unei alte morți și mai cumplite. Întorcându-mi ochii încoace și încolo ca să nu mai văd înfricoșatele lor fețe și să nu mai aud glasurile lor infernale, nu puteam scăpa de ele și de ei nici într-o parte. Pretutindeni vedeam numai dragi grozavi înarmându-se împotriva mea și nu era cine să mi-ajute. Într-o astfel de primejde chinuindu-mă, mă torturam și leșinam de croază, de dureri și de cutremur. Deodată însă am văzut doi îngeri al lui Dumnezeu, luminați și foarte frumoși, care au venit la mine cu față veselă, chipurile lor erau luminoase, ochii privitori cu dragoste, perii capului alb ca zăpada, cu strălucirea în chipul aurului, hainele lor erau ca fulgerul, și în cinci cruciși cu brâie de aur. Aceia s-au apropiat de patul meu unde zăceam și vorbeau între dânsii. Eu văzându-i m-am bucurat cu inima și cu ochi vesel priveam spre dânsii, iar dracii aceia negri s-au depărtat puțin de patul meu. Atunci unul dintre îngeri începători de lumină a certat cu mânie pe acei draci întunecați zicându-le, O, nedrepților, blestemaților, necuraților, întunecaților, răilor, anatematisiților și viclenilor vrăjmași ai neamului omenesc, pentru ce apucați voi a veni înainte la cei ce mor, făcând atâta gâlceavă, îngrozind și tulburând pe tot sufletul ce se despartă de trup? dar să nu vă prea bucurați că aici nu veți avea niciun câștig. Milostivirea lui Dumnezeu este cu acest suflet și voi nu aveți uh, nicio parte la sufletul acesta. Atunci, dracii aceia, întârâtându-se, chiuind și gâlcevindu se arătau păcatele mele zicând, Nu avem niciun câștig aici, dar aceste păcate ale cui sunt? Au nu ea singura a făcut acestea și așa gâlcevindu-se aceea, eu stăteam pe pat, tremurând și așteptând moartea. Deodată, fără de veste, a sosit și moartea, răgnind ca leu. Chipul acelea era înfricoșat, asemenea era într-o slabă formă omenească cu un trup fioros, alcătuit numai din oase omenești înșirate. Ea purta felurite unelte de muncire, săbi, săgeți, sulițe, bardă, coasă, secure, țepuși, pilă, seceră, teslă, undiță și alte felurite unelte neștiute și necunoscute de mine. Acelea, văzându-le ezmeritul, necăjitul și mult truditul meu suflet, s-a cutremurat de frică. Sfinții îngeri privind au zis morții, de ce zăbovești? Eliberează sufletul acesta din legăturile trupești, dezleagă-l de grab și cu ușurință, pentru că nu are multă greutate de păcate. Apropiindu-se moartea de mine, a luat un ciocanaș cu care a deznodat vinele și cele 20 de unghii de la mâini și picioare apoi toate încheieturile degetelor, brațelor și picioarelor mele, după care au rămas acestea ca moarte, încât nu le mai putea mișca deloc. După aceea, luând o teslă, m-a lovit peste gâtă indumil, după care nu mi-a mai putut mișca nici capul, de parcă nu mai era al meu. Atunci sufletul era în inimă și numai mintea le mai nălucea și cugeta pe toate. Apoi, umplându-l un pahar, umplând un pahar cu oarecare amestec pe care, ducându-mi-l la gură, M-a tot, vai, Doamne, și atâta de mare era băutura, aceea încât, nu mai putând suferi, sufletul meu s-a scuturat și a ieșit din trup. Smulgându-se cu sila, atunci îngerii purtători de lumină l-au luat în mâinile lor. Privind eu înapoi, am văzut trupul meu zăcând pe pat, mort, fără suflet în el, nesimțitor și nemișcat. Și precum cineva își dezbracă haina învechită și ruptă, aruncând o încolo de, pe sine, așa și eu priveam la trupul meu mort de care mă dezbrăcasem, ca de o haină veche și de care lucru mă minunam mult. Faptele bune ajută pe Sfânta Teodora după moarte. Iubitorii de Dumnezeu și de mântuirea sufletelor omenești îngerii, istorisește Sfânta Teodora, pe când mă țineau în mâinile lor, mulțime de draci întunecați și neminostivi m-au înconjurat strigând, Sufletul acesta are mulțime de păcate, deci trebuie să ne răspundeți nouă la acestea. Așa strigând, arătau păcatele mele, îngerii atunci căutau în cărțile lor faptele mele cele bune și aflau cu darul lui Dumnezeu câte cu ajutorul lui Dumnezeu făcusem și eu în viață, de pildă, de am dat cândva milostine la săraci, de am hrănit pe cei flămânzi, de am adăpat pe cei însetați, de-am îngropat pe cei goi, de-am găzduit pe cei fără de adăpost și pe străini odihnindu-i, de-am slujit sfinților, de-am cercetat pe bolnavi și pe cei întemnițați, de-am urmat regulat și cu pietate la Sfânta Biserică, de m-am rugat lui Dumnezeu cu umilință și cu lacrimi pentru iertarea păcatelor, de am ascultat slujbele Sfintei Biserici cu luarea minte, de am adus lumânări unde lemn, tămâie, vin și prescuri curate, liturghii pentru cei vii și pentru cei repausați, de a-mi Sfânta Cruce, Sfintele Icoane și toate celele sfinte cu evlavie, de a postit posti după rânduiala ortodoxiei, de a lucrat binele și m-am ferit de răutăți, de mi-am păzit gura a nu vorbi de șertăciuni, de a nu părâ, a nu grăi ponegriri, clevetiri, hule, minciuni, nepăstuiri și alte feluri de păcate ale limbii și am făcut în schimb cele bune spre slava lui Dumnezeu și sidirea aproape lui meu, de a întors ochii mei de la deșertăciuni lumești. Și orice alte fapte bune aflau scrise în cărțile lor, le aduceau la cumpănă împotriva păcatelor mele. Atunci, dracii aceia, văzând faptele mele cele bune, scrâșneau cu dinților asupra mea, vrând să mă răpească din mâinile sfinților îngeri și să mă arunce în fundul iadului lor. Dar s-a arătat fără de veste cu viosul părintele nostru Vasile, vorbind oarece cu îngerii lui Dumnezeu cu viosul Vasile ajută mult sufletul lui Sfintei Teodora. Părintele nostru Vasile, ținând în mâinile sale ceva minunat, un fel de sicriaș cu daruri duovnicești în chip de pan de aur, l-a dat îngerilor lumina zicând, poftiți domnii mei, acest suflet mi-a slujit mie cu bună credință, odihnindu-mi bătrânețele mele. Eu m-am rugat lui Dumnezeu pentru acest suflet și Dumnezeu mi l-a dăruit. Când veți trece prin vămile văzduhului și vor începe duhurile cele vihlene, a strâmtora pe acest suflet să-l răscumpărați cu acestea de datoriile lui. Eu cu darul lui Dumnezeu sunt bogat dovnicește, aducând o moară mare în cer, din ostenerile, suferințele și sudorile mele. Dăruiesc de sicriașul acesta pentru răscumpărarea sufletului acestuia ce mi-a slujit cu mult devotament. Acestea zicând le-a dat sicriașul și s-a dus. Văzând acestea, viclenii draci au rămas uimiți și ridicând glasul de plângere s-au făcut nevăzuți. Fugind dracii aceia, au venit, a venit iarăși plăcutul lui Dumnezeu Vasile, aducând împreună cu el mai multe vase cu un curat și mir de mult preț, sfințit, pe care le țineau în mâini niște tineri frumoși, Sfântul Vasile a poruncit să le despecetluiască și să le toarne toate peste mine. După turnarea Sfântului unde lemn și mir peste mine, m-am umplut de o mireazmă dovnicească, minunată și cerească. Atunci am văzut că m-am curățit toată. Fața sufletului meu s-a făcut strălucită și luminată, prea frumoasă și plină de veselie dumnezeiască. Apoi cu viosul Vasile a zis iarăși îngerilor care mergeau împreună cu mine, Domnii mei, după ce veți săvârși toate cele ce se cuvin cu sufletul acesta după rânduială, să-l duceți la locașul meu ceresc cel gătit mie de la Domnul Dumnezeu ca să petreacă acolo. Acestea zicând s-a făcut nevăzut, iar sfinți îngeri zburând în văzduh m-au dus în sus spre răsărit. Vama întâi a vorbirii în deșert. Mergând noi de pe pământ la înălțimea cerului, ne-au întâmpinat la început duhurile răvăzduhului de la întâia vamă, la care se întreabă păcatele și cuvintele omeneșele de șarte nebune și fără de rânduială, și în data am stat acolo. Apoi ne-au scos multe cărți în care erau scrise toate cuvintele vorbite din tinerețele mele, de am vorbit vreodată cu ceva fără treabă și fără socoteală, iar mai ales de am greit cuvinte de rușine sau am făcut deșertăciuni și, și râs în tinerețele mele, precum este obiceiul tinerilor. Am văzut acolo scrise toate cuvintele mele cele nebunești, vorbele necurate, cântecele lumești fără de rușine, strigările fără de rânduială. Râsurile și hohotele și mă mustrau cu acestea că mi-arătau vremile, locurile, persoanele, când, unde și cu cine m-am îndelenicit la vorbe de șarte și am îniat pe Dumnezeu prin cuvintele mele, nesucotind că este păcat, nici nu m-am mărturisit de la părintele meu duovnicesc, nici nu m-am pocăit. Văzând acestea, am tăcut ca o mută neavând ce răspunde duhurilor viclene, pentru că mă biruiau cu adevărat și mă miram în mine cum nu s-au uitat de dâns și acele lucruri care erau trecute de atâtea mulțime de ani, pe care eu de mult le uitasem și după aceea nici minte nu le-am cugetat vreodată, iar ei mi le opuneau înainte ca și cum astăzi le-aș fi grăit. Întrebându-mă despre toate cu deamănuntul și mi-aduceam aminte de toate că așa au fost. Apoi tăcând și rușinându-mă, tremuram de frică, iar sfinții îngeri care mă duceau împotriva celor păcate ale mele au pus unele din faptele cele bune pe care le făcuse mai pe urmă și neajungând acelea au împlinit din darurile cuviosului părintelui meu Vasile și m-au răscumpărat, iar de acolo am mers mai departe. Vama a doua a minciunii Ne-am apropiat de altă vamă ce se cheamă a minciunii, la care se întreabă de tot cuvântul mincinos, iar mai ales de călcarea jurământului, de chemările numelui Domnului în deșert, de mărturia mincinoasă, de neîmplinirea făgăduinților făcute către Dumnezeu, de mărturisirea păcatelor ce se face neadevărată și altele asemenea ca acelea mincinoase. Iar duhurile vâmii acelea ia, erau iuți și sălbatice, tare mustrau și întrebau, când ne-au oprit în data început a ispitit cu deamănuntul și am fost vădită, descoperită pentru două lucruri mici, că mi s-a întâmplat a minții nesocotind aceea ca păcat și că de multe ori de rușine nu mă mărturiseam cu adevărat înaintea părintului meu cel dovnicesc, iar călcări de jurăminte și mărturii mincinoase și altele asemenea ca acelea n-au aflat în mine cu darul lui Hristos. Însă pentru minciunile care se aflaseră la mine, dânțuiau și voiau să mă răpească din mâinile celor ce mă duceau, dar Sfinții Îngeri, punând în împotriva celor păcatele unele din faptele mele cele bune, și mai multe din darurile părintului meu, Vasire, m-au răscumpărat și a mers mai sus fără primejdie. Vama a treia, a osândirii, clevetirii și a judecării aproapelui. După aceea am ajuns la altă vamă care se cheamă a și a clevetirii. După ce ne-am oprit acolo, am văzut cât de greu păcat este a pe aproapele și cât de mare rău este a cleveti pe cineva, a o a defăima, a hulia, a și a râde de păcatul străin, iar pe ale talea nu le vedea pentru că pe unii ca aceștia cumpliți întrebătorii cercetau ca pe niște antihriști care au răpit mai înainte cinstea lui Hristos și s-au făcut judecători și pierzători celor de aproape ai lor, fiind singuri vrenici de mii de osândiri. Dar în mine, prin darul lui Hristos, n-au aflat multe acolo pentru că mă păzeam cu dinadinsul în toate zile vieții mele să nu o pe nimeni, nici să clevetesc, nici să râde cineva, nici să hulesc pe cineva, Însă uneori, din întâmplare, auzim pe alții o sândin sau clevetind sau răzând de cineva, mă plecam spre dâns și puțin cu mintea sau din nepază adăugam la acelea câte o vorbă, dar îndată mă întorceam, trăindu-mă în sine, iertați-mă, și aceea mi s-a pus în osândire ca clevetire de întrebători aceea. Deci de acolo, răscumpărându-mă Sfinții Îngeri cu darul cuviosului Vasile, au mers împreună cu mine mai sus vama a patra a lăcomiei și beției. Am trecut la altă vamă care se numește lăcomia pântecelui și în data au alergat asupra noastră cele duhuri necurate, bucurându-se ca de o dobândă aflată de ei. Și am văzut chipurile duhurilor foarte necurate, care închipuiau prin sine pe iubitorii de desfătări și pe nesățioșii cu pântecele, și pe urâții bețivi, dintre care unii se arătau că poartă vase și căldări cu mâncăruri, iar alții pahare și ulcioare cu băuturi, dar se vedea hrana și băutura aceea gunoi necurat și întinare. Deci se arătau dracii a fi ca niște îmbuibați și beți, ca cei ce cântă din cimpoi și din toate instrumentele după asemănarea cârciumarilor și a benchetuitorilor, bătându joc de sufletele păcătoșilor celor duși la vama lor. Aceia, ca și câini, înconjurându-ne și oprindu-ne, îndată mi-au adus înainte toate păcatele mele, adică de a mâncat în taină vreodată sau a mâncat peste măsură și trebuință, sau de dimineață ca dobitocul a mâncat fără rugăciune și fără semnul Sfintei Cruci, apoi de câte ore a mâncat în Sfintele Posturi mai înainte de obișnuita pravile bisericească sau mai înainte de masă sau din înfrânare am gustat ceva, sau la masă peste măsură m-am săturat. Asemenea și bețiile mele toate mine arătau, punându-mi înainte paharele și vasele de care din care m-am îmbătat și numărul paharilor băute, zicându-mi atâtea pahare ai băut în cutare vreme, la cutare benchet și nuntă cu acei oameni. Iar în altă vreme și în alt loc cu atâtea pahare te-ai îmbătat până la nesimțire și iarăși în alt loc și vreme atâtea sticle ai umplut atâtea sticle ai umplut de vin sau de altă băutură și atât de mult ai benchetuit cu muzică și jocuri, pleznind, cântând și sărind, încât abia ai fost adusă la casa ta, slăbită de beția cea fără de măsură. Apoi mi arătau și acele pahare cu care uneori în zile de post de dimineață am băut până la îmbătare și nu le socoteam ca păcat, nici nu m-am păcăit și pe alții atrăgeam la mese și beții sau în alte zile de praznic și în duminici, mai înainte de Sfânta Liturghie am băut undeva un pahar. Pe toate aceleași și alte plăceri și beții ale mele mi le puneau înainte, îmi luam seama și se bucurau, îmi luau seama și se bucurau ca și cum aveau mâinile lor și în fundul iadului vrând să mă ducă. Iar eu tremuram văzându-mă mustrată de toate acestea și neavând ce să răspund împotrivă. Dar Sfinții Îngeri, scoțând destule din darurile cuviosului viosului adică rugăciunile Sfinților și slujbele Bisericii și Minostenia, împotriva acelor au pus pentru mine răscumpărare, iar dracii, văzând răscumpărarea mea, au făcut tulburare, zicând, Amar nouă, am pierdut ostenarea noastră, a pierină nădejdea noastră, și aruncau în văzdu hârtiile pe care le aveau scrise asupra mea, iar eu, văzând acestea, mă înveseleam și ne-am dus de acolo fără primejdie. Mergând, Sfinții Îngeri vorbeau între ei zicând, Cu adevărat mare ajutor are sufletul acesta de la plăcutul lui Dumnezeu Vasile. Și dacă nu i-ar fi ajutat cu și rugăciunile lui, multă primejde ar fi răbdat trecând aceste ispitieri din văzduh. Iar eu, luând îndrăzneală, am zis către Sfinții Îngeri, stăpânii mei, mi se pare că nimeni nu știe din cei ce trăiesc pe pământ ce se face aici și ce îl așteaptă pe sufletul cel păcătos după moarte. Sfinții îngeri mi-au răspuns, au doar nu mărturisesc pentru acestea de scripturi, care totdeauna se citesc în biserici și se propăvăduiesc de sfințiții slujitori ale Dumnezeu, însă cei ce s-au împătimit spre pământeștile de nu bagă în seamă de acestea și socotind că îmbuibarea și beția din toate zilele le este desfătare, mâncând în toate zilele fără sați, îmbătându-se fără frică de Dumnezeu, Având pântecele în loc de Dumnezeu, nici nu gândesc la viața ce o să fie, nici nu-și aduc aminte de Scriptura care zice, Amar vouă celor ce vă săturați acum că veci, veți flămânzi și celor ce vă îmbătați că veți înseta, pentru că ei sucotesc că sunt bazme cele din Sfânta Scriptură și petrec fără grijă, cu dansuri benchetuind și în toate zilele ca și bogatul cel din Evanghelie veselind, veselindu-se luminat. Însă câți dintr-înși sunt minostivi și îndurați și fac bine săracilor și scăpătaților și ajută pe cei ce le trebuie ajutor, aceia cu lesnire câștigă de la Dumnezeu iertare de păcate și trec vămile fără supărare pentru minostenia lor, pentru că Scriptura zice, îi izbăvește din moarte și acoperă mulțime de păcat. Cei ce fac minostene și dreptate se vor îndestula de viață, iar cei ce nu se sârguie să-și curețe păcatele cu minosteniile, Acelora nu le este cu putință să scape de aceste întrebări, căci îi răpesc aceia pe care i-ai văzut întunecați la chip boierii vămilor și muncindu-i cumplit îi în chinurile iadului și ține legături până la înfricoșata judecata lui Hristos. Deci nu ți-ar fi fost cu putință să treci acestea de n-ai fi câștigat răscumpărarea din cu cuviosului Vasile. Vama a cincea ale nevirii Astfel vorbind, am ajuns la altă vamă ce se cheamă ale unde se cercetează toate zilele și ceasurile cele petrecute în zadar și se opresc cei ce mănâncă o străine, iar ei nu vor să lucreze, precum și cei care sunt plătiți și după datorie nu lucrează. Se mai cercetează acolo și cei ce nu se îngrijesc de lauda lui Dumnezeu, care se lenevesc în zile de praznic și duminici să meargă în biserică la utrene, la dumnezească liturghie, și la celelalte slujbe ale lui Dumnezeu. Trândăvia și neîngrijirea se cercetează acolo și fiecare mirian, ori duhovnic, cu deamănuntul se întreabă de lenevire și de nepurtarea de grijă pentru sufletul său. De aceea, mulți de acolo se duc în prăpastia iadului, acolo și eu fiind mult întrebată, nu mi-ar fi fost cu putință să mă eliberez de datoriile păcatului acelea lenevirii, de nu ar fi împlinit neajungerea mea dăruirea cu viosului Vasile, prin care răscumpărându-mă m-am izbăvit cu darul lui Hristos, vama a șasea a furtului. Întorcându-ne de acolo tot mai sus în văzduh, am ajuns la vama furtului, vame și draci a acelei vămi încear încearcă aici colo cu deamănuntul sufletele despre feluritele păcate ale răpirilor, mii, tuirilor și înșelătoriilor, pe ascuns sau pe față. La vama aceea se face foarte mare cercetare, sufletele ce trec pe acolo de-au furat oameni, fecioare, femei, copii, dobitoace, păsări, pan, lucruri, haine, alimente, de-au înșelat pe alții cu ceva, deși au însușit avere străină cu jurăminte false, mincinoase și cu viclănii, sau de-au găsit ceva și n au dat înapoi. Ori de- au promutat bani, haine și nu le-au dat înapoi celui ce le-a făcut bine cu ele sau cu diferite vicleni și ponegriri, au despuiat de pace și de cinste pe aproapele, îndurerându-l până la sacrificiu și, în sfârșit, orice furtișac se cercetează acolo cu multă asprime și amănunțime. La această vamă, deși ne-am împiedicat puțin, am trecut nedând mult acolo pentru că nu s-au găsit în mine furtișaguri, afară de care se făcuseră în copilăria mea foarte puține." și acelea din necunoștință și nepricepere am trecut fără să dăm mult. Vama a șaptea, a iubirii de argint sau de bani. Urcând prin văzduh tot mai sus, am ajuns la vama avariției, iubirii de argint sau a zgârceniei. Acolo era mai multă negură și ceață decât la celelalte vămi prin care trecuserăm. Precum socotesc, acele duhuri rele își formează negurarea aceea din adâncul pământului, din care își fac locuințele în înălțime, un deșet și cercetează pe iubitorii de argint, pe scârciți și pe mâncătorii sângelui apropiului lor. Însă milostivul Dumnezeu acoperindu-mă, în viața mea nu m-am îngrișit de mult avere, nici n-am fost iubitoare de argint și nu am agonisit multe averi. Eu în viață mă destulam cu cele pe care mi le trimitea Domnul mulțumindu-mă. Deci nu eram la comă sau avară, bancă, din cele ce aveam împărțeam cu o sârdie și cu bucurie săracilor și lipsiților de cele de trebuință. Pentru aceasta am trecut ușor și repede prin vamă. Vama a opta, a cametei. Mergând mai sus și lăsând pe vame și draci de la vama zgârcenie, am ajuns la vama ce se cheamă a cametei și a vicleșugului. Acolo se cercetează toți cei care își dau argintul sau banilor lor cu camăt, adică cu dobândă, agonisindu-și dobândă necurată, precum și lacomii și cei care țin în casele lor lucruri străine ca pe ale lor. Acolo întrebătorii vameși m-au cercetat cu deamănuntul de felurite părți ale acestui păcat în fața acelei înfricoșate priveri și mi-au apărut în minte cuvintele Dumnezeștilor Scripturi, de vei împrumuta bani fratelui tău sărac din poporul meu să nu-l strâmtorești și să nu iei camătă, să nu dai cu camătă fratelui tău nici argint, nici pâine, nici nimic din câte se obișnuiesc de cămătari, a le da cu dobândă. Neavând cu ce să mă învinuiască, mă acuzau numai de vicleșug că am amăgit pe cineva și am luat din ale lui. Dar fiindcă n-au putut dovedi aceasta temeinic, scrâșneau cu dinții lor infernale asupra mea, înfricoșându-mă, noi însă am plecat de acolo mai sus, mulțumim lui Dumnezeu, vama a noua a nedreptății. Urcându-ne noi și de acolo tot mai sus, am ajuns la vama nedreptăților și a păcatelor strigătoare la cer, asuprirea săracilor, văduvelor și orfanilor, oprirea plății slugilor și lucrătorilor, defăimarea părinților trupești și duhovnicești. Acolo se cercetează cu deamănuntul toți judecătorii cei nedrepți, care judecă pe plată, mită și care părtinesc celor vinovați, iar pe cei nevi... cei vinovați, iar pe cei nevinovați o sândesc. Acolo se mai cercetează și oprirea de plata lucrătorilor pământului și cei ce vând cu lipsă și fac umpene și măsuri nedrepte cu care necuțătoresc, ca și orice lucru făcut cu nedreptate se cercetează acolo. Atunci mi-au apărut înaintea ochilor sufletești hotărârile dumnezeștilor scripturi. Cel ce face nedreptate își urăște sufletul său. Nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Când judecați, să nu căutați la fața oamenilor. Să ascultați pe cel mic și pe cel mare, să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu este Cel care face dreptate. Iar noi, cu darul lui Hristos, am trecut și de acea vamă, fără primejde, ceva. Vama a zecea a zavistiei Trecând și de vama nedreptăților, am urcat tot mai sus, pe necunoscuta și fiorasă calea văzduhului, și am ajuns la altă vamă, care se numește a zavistiei și a dușmăniei. Acolo se cercetează toți cei care s-au zavistuit unii pe alții, vrăjmășiile, urăciunea, neiubirea de frași de aproapele, cu feluritele răutăți ce izvorăți din aceste păcate ucigătoare de suflet." Asemenea și această vama am trecut-o fără să mai dăm ceva, pentru că n-am zavistuit pe nimeni niciodată în viața mea, și măcar că întrebau vame și aceea despre ura de frați, neiubirea de aproapele și de felurite răutăți ce izvorăs din acestea, însă cu îndurările Domnului Iisus Hristos în toate cercetările acelea m-au găsit nevinovată, fără numai mânia diavolilor ce scrâșneau asupra mea am văzut-o și nu m-am temut de dâns și cine am dus mai sus bucurându-ne vama a 11 -a, a mândriei. De acolo, călătorind noi tot mai sus în văzduh, am ajuns la vama mândriei și a ficilor ei, iscodirea, trufia, slava deșartă, lauda, iubirea de sine, obrăznicia, înălțarea cu mintea, pregetarea în facerea binelui, mărturisirea fățarnică, lepădarea de dreapta credință, cu trecerea la eresuri și superstiții, voia slobodă, obișnuința în păcate, Neascultarea de părinții trupești și sufletești în toate cele ce ei învață după Dumnezeu, unde, cu mândrie, duhurile rele cercetează sufletele. Acolo se cercetează cu din dinadinsul dacă cineva n-a dat datornica cinste părinților, tatălui și mamei, asemenea preoților și celor mai bătrâni și celor mai mari înduiți de Dumnezeu și puși în stăpânire și de câte ori nu i-au ascultat pe dânsii și celelalte lucruri de mândrie și cuvinte în deșert. Eu însă în viață, fiind slujnică săracă și neavând a mă mândri cu unele ca acestea, am trecut prin acei, printre acei draci îngânfați, dând ceva foarte puțin, deoarece am fost foarte zmerită, cinstim pe părinții mei trupești, dar mai ales pe părinții mei duhovnicești. Vama 12 a Amâniei a și iuțimii Urcându-ne de acolo tot mai sus pe treptele văzduhului, am ajuns la vama mâniei și iuțimii. Dracii aceia mă cer 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 certau aspru și am anunțit despre feloritele laturi ale păcatului, mâniei și iuțimii. Acolo era mulțime mare de draci, foarte sălbate și fioroși, iar în fruntea lor era un boier drăcesc foarte înfricoșător, poruncind mânios și cu aprinsă iuțime celor din jurul său. Aceia fiind umflați de mânia, iuțimea și răutatea lor, se mușcau unii pe alții ca ferele sălbatice și neîmblânzite, tulburându-se și țipând groaznic spăimântând totul din jurul lor, ajungând noi în mijlocul acelor răi, se repezeau asupra noastră cu fețele lor însângerate de sângele omenesc, de neamul omenesc ca să-l treagă la sa pierzare pe unul din ficanele duhuri aproape îi pune. Acesta, în urma omului umblând, îl pândește, îi pândește lucrurile cele din tinerețe la care îl și cheamă primește șugirile sale, adică orice rău ar face omul. Apoi, ducându-se la vămi, duce acolo păcatele omului pe tot cuvântul, scrindu la vama cei se cuvine aceluia. Și în acest chip, chip, sunt știute de băierii văzduhului toate păcatele tuturor oamenilor din toată lumea. Iar după ce sufletul se despartă de trup și la ziditorul său se sârguiește a se sui într cele cerești, atunci viclenia aceea îl opresc pe el arătându-i înscris păcatele lui. De aceea, sufletul are multe fapte bune, dacă are mai multe fapte bune decât păcate, nu-l opresc. Iar dacă vor afla într el păcate mai multe, îl opresc la o vreme și îl închid în temnița nevederii de Dumnezeu și îl miluiesc după cât puterea lui Dumnezeu lasă, îi lasă pe dâns și să îi miluiască. Până ce al suflet cu rugăciuni și cu minostenii celor de aproape ai să-i primește răscumpărare. Iar dacă vreun suflet să-l arăta atât de păcătos și urât de Dumnezeu încât să nu aibă nădejde de mântuire, ci veșnică piere l așteaptă, pe, ace pe, acela atunci îndată îl pogoară într-o adâncime. A lor este locul cel gătit spre veșnica muncă și acolo îl ține până la a doua venire a Domnului, iar după aceea ar să se muncească veșnic cu trupul împreună cu dânsii în focul ghenei. Însă și aceasta să știi că pe această cale se suie și primesc cercetare numai aceia care sunt luminați cu credința în Hristos și cu Sfântul Botez, iar necredincioșii și păgâni, slujitorii de idol, saracinii și toți cei înstrăinați de Dumnezeu, aici nu vin, pentru că încă fiind în trup sunt îngropați în iad cu sufletele lor, când mor, îndată fără cercetare, sufletele acelor le iau diavolii, ca pe o parte a lor și duc jos în prăpastia ghienei apoi oricând mai sus am ajuns la vama 13 -a, a răzbunării. Iar de acolo am intrat la vama uciderii, acolo vame și aceea cercetează cu deamânândul pe creștinii, pe creștini de păcatele grele ale uciderilor și mai ales uciderea de prunci în pântece, apoi tâlhăria, otrăvirea, uciderea cu voie, îndemnarea la ucidere, la sinucidere și uciderea sufletească și toată rana, toată lovirea oriunde, pe spade sau pe cap, ori palmă, ori peste obra sau o gruma sau lovirea din mânie, cu armă, cu lemn, cu piatră, toate acestea cu deamănuntul se întreabă și în cumpănă se pun, ci noi acolo, puțin dând, am trecut cu bine. Vama a 15 a vrăjitoriei Am trecut la vama vrăjilor, a fermecătoriei, șoptirilor și chemării diavolilor. Și erau duhurile acelea asemenea cu jivinele cele cu patru picioare, cu scorpiile, cu șerpi, cu viperele și cu braștele. Și strașnică și urâtă era vederea acelora, dar acolo nimic nu s-a aflat în mine cu darul Domnului meu și am trecut îndată, nedând nimic duhurilor acelor amânindu se asupra mea, ziceau, Vei veni la locurile cele de desfrânare, vom vedea de vei scăpa de acolo. Pornindu-ne în sus, am întrebat pe sfinții îngeri care mă duceau, Stăpânii mei, oare toți creștinii trec pe la vămile acestea? Nu este oare cu putință vreunui om să treacă pe aici fără întrebare și fără frica aceasta ce se face la vămi? Sfinții îngeri mi-au răspuns, nu este altă cale pentru sufletele credincioșilor care se suie la cer. Toți trec pe aici, dar nu toți se cercetează precum ai fost cercetată tu, fără numai cei ce asemenea cu tine păcătoși care n-au făcut de săvârșit mărturisirea păcatelor, rușinându-se și tăinuind înaintea părinților duhovnici faptele cele de rușine. Pentru că dacă cineva cu adevărat și-ar mărturisi toate faptele sale cele rele, iar părea rău și s-ar căi de cele făcute, apoi păcatele acelor a nevăzut se de Dumnezească minostivire și când un suflet ca acela trece pe aici întrebătorii aceștia din vămile văzduhului, deschizându-și cărțile, nimic nu mai află scris în trânsele asupra lui și nu pot să-i facă nicio supărare, nici să-l îngrozească, ci se suie sufletul la scaunul Dumnezeirii ca să se închine și să se răsplătească cu fericirea veșnică în cerească împărăție. Dacă tu ai fi făcut de săvârșită mărturisire de toate păcatele tale și după dezlegare ai fi făcut pocăință din destul, N-ai fi suferit niște groaznice și înfricoșate cercări ca acestea la vămile văzduhului. Aceste cercetări le pătimesc aceia care necuțătoresc povedania, părăsindu-și duhovnicul lor și mergând la altul, aceia care spun la un duhovnic unele păcate și la altul altele, fără de nevoie și fără de binecuvântarea celui din tâi și mai scusit. Cei care fac acestea ca să nu pară a fi prea păcătoși înaintea duhovnicului lor, bun, iscusit și luminător, pentru a nu li se da un canon greu, părându-li se că merg pe ascuns la altul și mărturisindu-se vor fi iertați, sunt ca niște curvari sau prea curvarii duhovnicești, aceștia necurățindu-se de păcatele lor nu vor avea cale liberă de trecut vămile, deci care n-au cu ce plăti ca în adânc și muncele iadului, însă ție ți ajutat aceea că de mult a încetat a păcătui de moarte și cu fapte bune ai petrecut ceilalți ani tale, vieții tale, anai vieții tale, dar mai ales au ajutat rugăciunile cuviosului viosului părinte Vasile, căruia i-ai slujit cu o sârdie. Vama a 16 -a, a desfrânării Astfel vorbind, am ajuns la vama desfrânării la care se cercetează tot de desfrânare și nălucirea păcatului desfrânării cea cu mintea și zăbovirea gândului între acel păcat și învoirea cu necuratele și pătimașele atingeri. Iar stăpânul vămii acelea ședea pe scaunul său Îmbrăcat în haină necurată, cu spume de sânge stropită, cu, a, cu care acela, ca și coporfiră împărătească, se împodobea, și mulțime de diavol stăteau înaintea lui. Aceia, văzându-mă ajungând acolo, mulți s-au mirat cum am ajuns până la dânsi și scoțându-mi scrise faptele cele de desrânare ale mele, mă mustrau arătându-mi persoanele cu care am greșit în tinerețele mele și vremea când am greșit ori noaptea, ori ziua și locurile în care... Păcatul acela l-am făcut cu cineva și nu aveam ce să răspund, fără nu mai tremuram de frică și mă umpleam de rușine. Iar sfinții îngeri creiau pentru mine către diavol s-a părăsit de lucrurile desfrânării de mulți ani și de atunci în curăție și în înfrânarea petrecut pusnicește. Răspuns au dracii și noi știm că de mult a părăsit păcatul și cu adevărat nu s-a mărturisit înainte domnicescului ei părinte, nici n-a luat de la dânsul cuvincioasă poruncă spre pocăință de păcate, pentru aceasta este a noastră. Deci ori lăsați-ne nouă și vă duceți ori o răscumpărați cu fapte bune. Și puse răsfinții înger multe din lucrurile mele, dă iar mai multe din cu cuviosului Vasile și abia m-am izbăvit de de aceea cumplită și ne-am dus. Vama 17 a șaptesprezecea prea desfrânării Apoi am ajuns la vama marii desfrânări numită și prea desfrânare sau adulter, unde se cercetează păcatele celor ce petrec în căsătorie, dar credința în soțirii unul cu altul nu o păzesc, nici nu-și feresc patul lor curat, asemenea și silirile la desfrânare. Aici se cercetează și persoanele cele sfințite și dăruite lui Dumnezeu ce și-au făgăduit fecioria și curăția lui Hristos și n-au păzit-o de căderile în groaznica desfrânare, la cea vamă și eu mult m-am arătat afidatoare și vădit am fost la o mare desfrânare. Și acum necuratele duhuri și nemilostivii cercetători voiau să mă răpească din mâinile îngerilor și să mă pogoare în fundul iadului, iar sfinții îngeri, cercetându-se mult, certându se mult cu dânsii și toate ostenerile mele și nevoințele pe care le făcusem aducându-le după aceea la mijloc, abia m-au răscumpărat, nu atât cu faptele mele cele bune, pe care le-au pus acolo până la cea mai de pe urmă, cât mai ales din darurile părintului meu Vasile, din care foarte multe scoțând au pus în cumpănă împotriva fără de regilor mele și luminându-mă ne-am du ne dus mai departe. Vama a 18-a, a Sodomiei și Gomoriei. Urcând, ne-am apropiat de vama a marilor nelegiuiri la care se cercetează păcatele desfrânării celei peste fire, bărbătești și femeiești, și împreunarea cu diavolii și cu animalele necuvântătoare, amestecările de sânge și alte păcate mai necurate făcute în taină, pe care rușine este ale și pomeni. Mai mari levămii acelea se vedea mai rău decât toți diavolii cei înfricoșați, iar slugele lui erau într-acel chim negrăit și având nespusă mânie și înfricoșare. Aceia, ieșind de grabă împotriva noastră, ne-au împresurat, dar cu mina Domnului, ne neaflând nimic în mine, au fugit cu rușine, iar noi bucurându-ne ne-am dus și grăiau către mine sfinți îngeri, ai văzut Teodora înfricoșată de vămele desfrânării? Deci să știi că mai niciun sufle nu le trece fără supărare de vreme ce toată lumea zace în răutatea smintelilor și toți oamenii sunt iubitori de desfătări și de desfrânare, iar gândul omului atârnă spre rele din tinerețile lui și abia unii se ferez de necurățile desfrânării, dar puțin sunt cei ce omoară păftele trupului deci puțin trec vămile acestea cu libertate și cei mai mulți venind aici în îndată pier, pentru că diavolii cumpliți ai păcatelor desfrânării răpe sufletele celor desfrânați și le trag în iad cu amar muncindu-le. Și se laudă boierii de la vama de zicând, noi singuri mai mult decât toți ce toate celelalte vămi umplem ghiena iadului. Iar tu, Teodora, să mulțumești lui Dumnezeu că iată acum ai trecut acele cercări cu rugăciunile părintului tău, Vasile, și de acum nu vei mai vedea rele nici frică. Vama a 19 -a, a ereziei După aceasta am ajuns la vama ereziei unde se cercetează falsele raționamente asupra adevăratei credințe ortodoxe. Lepădarea de dreapta credință ortodoxă, hulirea, blasfemia, acolo se întreabă gândurile nedrepte și socotările strâmbe față de credința ortodoxă, Depărtările de dreptmăritoarea mărturisirea adevăratei credințe, neîndeplinirea făgăduințelor și îndatorilor creștinești, îndoirea în credință, hulele asupra Sfinței și altele asemenea acestora, în vremea minunțioaselor cercetări pe care mi le făceau arapii infernale acestei vămi, mi-au apărut în minte luminoasele hotărâri divine, însoțite de sfaturile apostolești și părintești din Dumnezeștele Scripturi și din cărțile bisericești. Păziți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi îmbrăcați în piei de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După faptele lor îi veți cunoaște. Eu am venit în numele tatălui meu și voi nu mă primiți pe mine. De va veni altul, antichristul, în numele său, pe acela îl veți primi. Mă tem ca nu cumva precum șarpele a măgi pe Eva cu vicreșugul său, așa să se strice și înțelegerile voastre de la credința în Hristos că de ar propovădui cel ce vine pe un alt Iisus pe care n-am propovăduit sau de alții un alt Duh care n-ați luat sau altă Evanghelie care n-ați primit bine la suferi. Matei 7.15, Ioan 5.43, 2 Corinteni 2.3.4 dar acea vama am, am trecut-o fără ispitire, pentru că în viața, având și păzind dreapta credință ortodoxă, nu m-am aflat vinovată. Și așa, de acolo am mers înainte, apropiindu-ne de porțile cerești. Vama a douăzecea a zgârceniei. Apoi ne-au mai întâmpinat duhurile cele rele ale vămii cetei de pe urmă, care este a nemilostivirii, cruzimii și a împietririi inimii. Întrebătorii vămii acelea erau amarnic de iuți și stăpânul lor drăcesc era foarte cumplit, suflând cu neminostivire și mare iuțime, asemenea focului infernal. Acel boier drăcesc arăta uh, foarte uscat și obosit, ca de o lungă și mare boală, plângându-se singur de răutatea lui, gemând ca un bolnav de patima nemilostivirii. Acolo, fără de mine, se cercetează sufletele neminotivilor, și de s afla cineva de multe nevoințe săvârșitor, de posuși de rugăciuni, și dacă acela a păzit curăția de a avut înfrânarea trupului său, dar a fost neîndurat și neminostiv, Închizându-și minostivirile sale dinspre aproapele, acela de la acea vamă se duce în jos și într-o cu iadului se încuie și nici nu câștigă mină în veci. Dar noi, cu darul lui Hristos, am trecut și acea vamă fără primejdie, ajutându un pretutinde în rugăciunile cu viosului Vasile, cel ce a dorit multe din lucrurile sale bune pentru răscumpărarea mea. Vama a 21 a, a idolatrizării și a credințelor demonice. Trecând și prin vama aceea, după multe cercetări și groaznice înfricoșări, de acolo m-am suit mai sus pe calea văzduhului și am ajuns însoțită de îngeri, la vama a 21 una, slujirii de idol sau idolatriei și a feloritelor credințe de șarte, superstiții satanice și drăcești, credințe băbești, jocuri. Vame și drace ai celei vămi cu șeful lor drăcesc aveau chipurile lor asemenea idolilor neamurilor păgâne, Asiatice, egiptene, prin care au înșelat sumedenie de lume în cursul vremurilor. Unii aveau cap de boud, a capa alții cap de lup, alții cap de crocodil și alte chipuri de, de cap returcă și felurite de jivin și trătoare, după chipul celor din trecut și de astăzi. Ei au năvălit asupra mea ca mulțimea haitelor de sărbăteciuni din toate părțile, a căutat și cerce, au cercetat mult ca lor. Dar ne află nimic contra mea. Am trecut îndată și prin acea vamă, cu darul și ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos și cu rugăciunele cuviosului meu, părinte Vasile. Vama a 22-a, a, a suleimenirilor sau împodobirilor. Plecând mai departe, am ajuns la vama acelora care se suleminesc făcându-și fața albă și rumenă, care să arate frumoase și să-i treacă pe tinere spre pofta curviilor. Și acelora care se împodobesc cu felurite podoabe și cu flori cu mirezme se ung. Și dracii acelei vămi erau mârșav și foarte grozav și urâți, arătându-se ca și cum ar fi femei menite împodobite, rujate și cu felurite podoabe pe capetele lor. Și alții cu mulțime de flori împodobit și ieșa mare putoare de la dânsii și alții se arătau cu cutii, cu dresuri, cu păhăruțe pline de scârnăvii. Și dacă m-au văzut că sunt femei, au alergat asupra noastră urlând și zbierând ca niște fiare sălbatice, repezindu-se să mă răpească din mâinile sfinților îngeri și făcând chipurile curvești și măscăriciuni și cercetându-mă foarte mult cu deamănuntul, una câte una, dacă m-am sulemenit, dacă m-am rujat, fardat și dacă m-am dus la biserică așa împodobită și în ce zi m-am Sulei menici, ori de câte ori te m-am spălat cu gând să mă fac mai albă, să plac celor ce mă vor vedea, sau de m-am uns cu nescaiva un mirezme și un sol mirositoare pentru pofta curviei, ne lăsându mă după cum a făcut Dumnezeu. Și se mirau dracii cum am ajuns până la cea vamă și eu tremuram de frică și fiind femeie săracă n-am făcut, nici nu știu să mă fi drez vreodată și la unele m-am aflat vinovată și se repezeau drace să mă răpească din mâinile sfinților îngeri și din sfinții îngeri din cele ce mi-a dorit Sfântul Vasile, am scăpat și de la această blestemată vamă și strigau drace și scrâșneau cu dinții și se lăudau că vor umple iadul cu femeile, care se emene se rujează, se fardează și se împodobesc și ducându se, și ducându -ne, vorbeau sincer între dânsii, vezi de la această vamă nu scapă niciuna din femeile acelea care, care se aranjează și se împodobesc ca să se arate frumoase, că le răpesc dracii de la această vamă și le aruncă jos în iad. Fiindcă ele s-o că n-ar fi păcat și este mai mare decât curvia, că dă mintea la celor ce le vor vedea și răpesc pe tinerea semănându-se dracilor. Vama a și a a fumatului Mergând înainte, am ajuns la vama aceea, unde sunt opriți aceia care fumează tutun sau trag tabac, și erau draci păzitori și ai acelei vămi erau dracii foarte grozavi și plini de fum și cu neguri acoperiți. Și toți erau cu lulele și cu tabachere și slobozeau fum din ările lor ca dintr-un cuptor. Plin de iuțime infernală, draci aceia fumați, fumători, au alergat înaintea noastră și văzându-mă că sunt femei s-au dezamăgit. Cercetându-mă cu deamănundul n-au aflat în mine păcatul acesta, pentru că eu nu fumasem, nici nu umblasem cu țigări sau să fi greșit cu ceva. Dracii acelei văm să lăudau tare că vor umple iadul de cu aceea care fumează tutun sau trag tabac. Noi însă, cu darul lui Dumnezeu, am trecut această vamă blestemată, nesupărați, fără să dăm ceva acelor vameși. La vederea vameșilor acelora ce suflau asupra mea cu duhoarea puturosului fum de tutun, mi-am reamintit de învățăturile divine din Sfintele Scripturi, pentru ce cheltuiți argintul vostru, nu pentru hrană și osteneala voastră, nu pentru sațiu. Isaia 5.5.2 Și ducându-ne, vorbeau Sfinții Îngeri că la această vamă se opresc toți aceia care fumează tutun și trag tabac, fiindcă toată lumea s-a dedat după această buruiană, după cum a zis și prorocul Isaia. De la această vamă se opresc și se aruncă jos în iad toți fumătorii și fumătoarele, fiind deprisos și netrebnică fire om. Această reobișnuire și dare sau bir satanic al tutunului sau al tabacului. Vama 24 -a, a Simoniei Ducându-ne înainte, am ajuns la vama Simoniei. Acolo se cercetează arhiereii care iau plată pe cele sfinte, vânzând darul Duhului Sfânt pe bani. Dracii acelei vămi erau foarte fioroși și grozav de marca, ca niște uriași. Fețele lor erau întunecate ca cerneala neagră, ca tăciunele, îngânfați și plin de mândrie. Ei se arătau îmbrăcați în odăși de ținând pungi cu bani în mâinile lor. Alți draci se arătau că dau bani la cei îmbrăcați cu arhi... ca arhierei. Dracii aceia se lăudau tare că vor umple iadul cu arherei care iau bani sau alte daruri pe hirotonii și a... cu aceia care dau bani să se facă diacon și preoți. Se făleau că i-aruncă jos în iad la un loc cu Simon Vrăjitorul, faptele apostolilor 8, 18, 24. La vederea fioroaselor chipuri infernale ale celor vameși, mi-am adus aminte de cuvintele dumnezeștilor scripturi, lepra lui Neeman să se lepească de tine în veci, 4 împărați, capitolul 5. Ajungând noi la această vamă și văzându-mă că sunt femei, ne-au lăsat de-am trecut fără supărare și fără niciodare. Intrarea sufletului Sfintei Teodora prin porțile cerului izbăvindu-mă eu de acele înfricoșate văm ale văzduhului, cu multă inimă bună, cu bucurie și săltare dovnicească, ne-am suit pe calea aceea tot mai sus, deasupra tuturor acelor vămi și am trecut prin porțile cerului. Acelea străluceau mult mai luminos decât cristalul, meșteșugul care erau făcut era minunat și ceresc. Ele erau alcătuite de Dumnezeu din stele luminătoare, porțile acelea erau strălucitoare ca aurul cel curat, și împodobite cu o prea minunată și negrită frumusețe cerească, iar nu pământească. Tinerii portari care stăteau în erau luminoși ca soarele strălucitor, în și cu picioarele în chipul fulgerului. Aceia, văzându-mă dusă acolo la ceruri de mâini îngerești, ne-au primit cu mare veselie, bucurându-se mult de mine și proslăveau pe Dumnezeu, căci cu minostivirea sa acoperindu-mă a ajutat sufletului meu de a-mi trecut slobot prin cumplitele primejdii de la vămile văzduhului și s-a eliberat de amarii, fioroși și prea întunecații demon cu o foarte mare bucurie și veselie cerească. Unor astfel de suflete bune, cu drept cuvânt, sunt Biserică le cântă, fericită este calea pe care merge astă suflete, că s-a găsit ție loc de odihnă. În același moment, Mântuitorul din înălțimele cerului adeverește, Adevăr, Grace vouă, că multă și mare bucurie se face în ceruri înaintea Îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește și se mântuiește. De cineva mie să-mi urmeze mie și unde voi fi eu, acolo va fi și sluga mea. Te va sluji cineva mie, el va cinsti pe el tatăl meu. Cei ce ați umblat pe cala cea strâmtă și cu scârbe, toți care în viață crucea ca jugul ați luat și mie mi-ați mi -ați urmat cu credință, veniți de luați darurile cele ce am gătit vouă și cu unele cerești. Atunci sufletul în ai veselie psalmodiază compania de sfinți îngeri. Deschideți-mi mie porțile dreptății și intrând în trânsere, mă voi mărturisi Domnului, aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin trânsa. Mărturisi-mă voi ție că m-ai auzit și te-ai făcut mie spre mântuire, piatra pe care n-au auzit socotit-o ziditorii. Aceasta s-a făcut în capul unghiului de la Domnul, s-a făcut aceasta și este minunată într ochi noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veserim într trânsa. O Doamne mântuiește, o Doamne sporește, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Blagoslovită am pe voi din casa Domnului, Dumnezeu este Domnul, să arată nouă, tocmit sărbătoare în cele frumoase până la cornul altarului. Dumnezeul meu ești tu și mă voi mărturisi ție, Dumnezeul meu ești tu și te voi înalța, mărturisi mă voi ție că m-ai auzit. Și te-ai făcut mie spre mântuire, mărturisi mă voi Domnule că este bun că în viac este mina lui. Dumnezeul inimii mele și partea mea este Dumnezeu în viac, iar bi mie am mă lipit de Dumnezeu bine este. Lipitul sa sufletul meu de tine, Dumnezeule, cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor! Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s au bucurat de Dumnezeul cel viu. Altarele tale, Doamne al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu ferici sunt cei ce locuiesc în casa ta. În vecii vecilor te vor lăuda, fericit este bărbatul al cărei ajutor este de la tine. Suirea sufletului Sfintei Teodora la ceruri Urcând și trecând noi așa în plină bucurie prin minunatele porți ale cerului, Suindu-ne tot mai sus în văzduh, am văzut un oian de ape mari care se despicau cu văzduhul și fugeau dinaintea noastră. Acea, aceea este apa cea mai presus de toate cerurile văzute. Facere 1.7, psalm 148-4, psalm 103-3. După trecerea noastră pe acolo, noianul acelor ape se întorceau iar la locul, iar la locul lor. Mergând noi tot mai în sus, am ajuns la oarecare văzduh groaznic și neînțeles, un acoperământ imens era întins ca o piere de aur, care acoperea cea înfricoșată înălțime și lățimea văzduhului. De desubtul acelui minunat văzduh erau oarecare tineri frumoși îmbrăcați cu o nemăsurată strălucire, roșii ca razele soarelui când apune, picioarele lor erau albe ca zăpada luminată de soare, părul lor era strălucitor ca fulgerul și fețele albe ca lumina și încă și mai mult ei străluceau ca lumina cerească. Văzându-mă mâinile îngerilor care mergeau împreună cu mine, au alergat toți înaintea mea și se bucurau foarte mult că s-a mândit un suflet în ceasul acela, învrenicindu-se a se pe treptele văzduhului în împărăția cerurilor. Petrecându-ne acei tineri minunat de frumoși, cântau o cântare prea dulce și foarte veselitoare la auz, pe care niciodată n-am mai auzit-o cât am trăit în lumea amăgitoare, în acelei cântări îngerești ne-am suit tot mai sus pe treptele cerurilor, ca să ne închinăm scaunului Dumnezeirii, lui Dumnezeu celui proslăvit în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Domnul Domnilor și Stăpânul Stăpânilor, Împăratul Împăraților și Dumnezeul Dumnezeilor. Sfânta Teodora se închină a treia zi înaintea lui Dumnezeu luându zborul, îngerii s-au suit cu mine tot mai sus în înălțimea cerurilor, unde am văzut înaintea noastră un nor, nu ca acela care umblă pe sub cer, deasupra pământului și deasupra oamenilor, ci cu totul altfel. Era minunat și luminat, fața norului acelui era foarte plăcută ca floarea, ca garoafa și ca trandafirul cel foarte mirositor, dar cu mult mai frumos și mai strălucit la vedere și mai mirositor decât acestea însutit și înmit. Norul acela minunat s-a dat în lătur, făcându-ne în loc a trece înainte. Mai sus, deasupra acelui nor, s-a arătat un alt nor, întins ca un acoperământ alb ca lumina, și acela s-a dat în lături ca și cel din tâi. După aceasta, un alt nor s-a arătat înaintea noastră asemenea aurului, slobozind lumină ca focul din toate părțile lui cele de-a dreapta, și acest nor s-a dat în lătur ca și ceilalți. De acolo înainte era o curte minunată, înfrumusețată, acoperită cu lespezi de aur, împiestristate cu multe feluri de frumusețe artistice și foarte plăcute vederii asemenea unor flori. Garoafe, crin și altele de mult preț, din acelea ieșeau cu belșugare multă mireazmă foarte plăcută, ca și cum toate ar fi fost un izvor îmbelșugat de bunătăți, foarte dulce și minunat de plăcut, încât mintea omului se clatină de frumusețea și de buna lor mireazmă. Acolo stătea un om asemenea focului, în acel loc al cerului venea de înălțime de la Dumnezeu, o mireazmă prea plăcută, prea dulce și veselitoare. Mergând de acolo mai înainte, am privit în sus, tot mai în sus, în nemărginita înălțime. Acolo am văzut foarte înalt scaunul lui Dumnezeu, alb înmiit, slobozind raze ca niște fulgere ce luminau toate părțile acelea, săturând cu acea priveliște prea dulce pe toți cât s-au învrănicit să locuiască acolo în lui Dumnezeu, stăteau niște îngeri minunați, tineri minunați, încinși cu breie de aur, fiind foarte înalți și strălucind prea frumos. Ei erau îmbrăcați cu haine strălucitoare de mult preț, atât de minunate, încât nu poate cuvântul omenesc care descrie nici a povesti. Apropiindu-ne înaintea celui prea înfricoșat scaun care ni se arăta nemărginit înălțime, acoperit și împodobit cu înțelepciunea, tăria, adevărul, bunătatea și cu dreptatea divină, am văzut atât de mare slavă pe care nimeni nu poate să o spună. Atunci îngerii care mă povățuiau au cântat de trei ori înaintea înfricoșătorului scaun al Dumnezeirii, slăvind cu cutremur pe nevăzutul Dumnezeu, care se odihnește pe dânsul, apoi iară s-au închinat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cei ce stăteau în acea înălțime prea luminată au proslăvit pe prea sfânta trăime împreună cu noi, bucurându-ne de mântuirea mea. Acolo am auzit un glas foarte blând și plin de multă dulceață și veselie zicând celor ce mă aduseseră. Duceți-o prin toate locașurile sfinților după la ce aveți a face cu sufletele binecredincioșilor creștini ortodoxi și împrejurul raiului, apoi să o duceți și jos în cele mai de ale pământului, iar de acolo s-o duce și s-o așezați în locul său de odihnă unde m-a rugat robul meu Vasile. Sufletul Sfintei Teodora e dus de Sfinți Îngeri prin rai. După ce ne-am închinat înaintea scaunului Dumnezeirii și ne-am închinat cu foarte mult așa încă pietatea lui Dumnezeu, ziditorul și purtătorul nostru de grijă am plecat de acolo și ne-am dus la locașurile Sfinților. Ajungând acolo erau atât de mulți Sfinți încât nu aveau număr. Ei luminau foarte ca niște raze prea strălucitoare ale soarelui când este la amiază și așa cum sunt ele foarte plăcute și roșii când apune. Acolo, în mijlocul raiului, erau întinse închip negrăit în forme de piramide care slobozeau raze înfricoșate, locuințele cele de Dumnezeu zidite ale sfinților în locul vederii cerești unde curge izvorul cel fără de moarte, apa și băutura vieții și odihna cea adevărată în care se odihnesc sfinții. Acolo am văzut niște palate împărătești foarte minunat artistic lucrate și zugrăvite, ele se deosebesc unele de altele. Acele minunate locașuri ale sfinților erau deosebite în strălucirea cu care erau zidite de dreapta lui Dumnezeu, în felurite forme arhitectonice destinate fiecarei tagme ale sfinților ce stau acolo și petrec în veci. Sfinții privind unii pe ale altora acele minunate locașuri de mare frumusețe, nu se mai pot sătura admirându-le, acele sfinte locașuri sunt foarte deosebite între ele, într-un minunat chip artistic și arhitectonic, foarte strălucitor luminate și pline de fericire sunt locașele sfinților apostoli, în altfel ale prorocilor, în altfel ale sfinților ierarhi, în altfel ale sfinților mucenici, în altfel ale cuvioșilor pusnici și în altfel ale drepților. Fiecare ceată de sfinți și fiecare sfânt își va avea locuința lui, așa cum și-a pregătit-o din faptele lui cele bune pe care le-a făcut în lumea trecătoare. Despre mărimea, lungimea și lățimea lor nu se poate preciza așa cum sunt de mari, minunate și pline de fericire. Toți sfinții, când ne-au văzut, ieșeau din sfintele lor locașuri, veseli, mă sărutau, se bucurau și se veseleau foarte mult de mântuirea mea mergând noi de la aceste acele fericite locașuri mai înainte am ajuns la sânul patriarhului Avram adică în locul în care locuiește el acolo era multă nepovestită și neveștejită slavă plină de dulceață cerească de trandafiri minunați și mult mirositori și de mireazma care izvorăște din acele flori cerești acel locaș minunat era plin de veselie multă și dulce așezat într-un loc foarte frumos și bine potrivit, într-un văzduh sănătos și dulce, care avea multă frumusețe și care provoca multă desfătare și mângâiere omului care îl vede. Frumusețea, strălucirea și bogata fericire care acolo, oricât, ori încât de multe chipuri le-aș încerca și m-aș ispiti să le ară sau le să istorisesc, nici cu cuvântul, nici altfel nu mă simt în stare a le putea spune. Acestea s-ar putea pricepe în parte sau puțin când le va cerca cineva singur de la sine și le va înțelege cu mintea lui, pricepându-le după descoperirile divine sau Sfintele Scripturi, viețile Sfinților și istorisirile luminaților dascăle Sfintei biserici Ortodoxe. În acel loc sunt zidite palate cerești cu strălucite raze luminătoare deasupra tutul, luminătoare tuturor patriarhilor, lui Avram, lui Isaac, lui Iacob, Israel, ele toate sunt zidite, cu meșteșuc dumnezeiesc de însuși Dumnezeu puternicul, întocmite foarte frumos și cu multă măestrie, strălucind cu raze înfricoșate și nenumărate. Acolo locuiesc copiii cei botezați ai creștinilor ortodoși care au murit fără de păcate. Acolo, împrejurul acelor locașuri, este nepovestită slavă și neîncetată bucurie. Acolo am văzut 12 scaune sălucitoare, pe care ședeau cei 12 patriarhi din care se trag cele 12 seminții ale lui Israel, și precum vede cineva raza soarelui care strălucește, dar nu poate să o prindă nici de cum, așa și sufletele tuturor sfinților se văd de altcineva ca și cum ar avea trupuri, dar ca și razele soarelui nu se pot prinde de mână trupească, în cele șase zile date de Domnul, din ziua a treia până în ziua a noua. Am cercetat raiul cu toate împrejurimile lui și am văzut negreite frumuseți și fericirea ale sfinților din patria cerească. Acolo, în locașurile cerești, am văzut și sufletele unora din rudeniile, prietenii și cunoscuții mei din viața pământească, care se veseleau minunat. Sufletul Sfintei Teodora se închină lui Dumnezeu a doua oară la nouă zile, apoi cercetează iadul. Uimită de frumusețile, plăcerile, bucuriile, veseliile și nenumăratele fericiri văzute în toate locurile Raiului, după aceea iarăși am venit a doua oară adusă de sfinți îngeri și m-am prosternat și închinat lui Dumnezeu. După aceea am fost trimis să îniat în laturile cele mai de jos ale pământului ca să cercetez și să văd muncile creștinilor păcătoși în viața lor și neîngrijiți sau necurățiți, precum și ale celorlalți păcătoși, schismatici, eretici și sectari. Acolo, în cele mai dedesubt ale pământului, am văzut adâncul iadului, unde a zrobit Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu, pe satana și pe îngerii lui. De acolo ne-am întors spre apus la locurile în care sunt amarele munci și pedepse care așteaptă pe nefericiți. Sfinții îngeri mi-au arătat muncile păcătoșilor zicându-mi, vezi de câte munci te-a slobozit Domnul, Acolo, în unele subterane ale iadului, am văzut înfricoșatele temnițe în care erau încuiate sufletele păcătoșilor celor morți, care s-au născut din începutul lumii multe, multe, foarte multe, ca nesipul mării sau ca țărâna pământului, ca stările cerului, ca frunza codului și ca iarba de pe globul pământesc. Ele erau întemnițate în acea beznă și grozăvie infernală spre a nu putea să vadă niciodată prea dulcea lumină pentru lespedea păcatului care zăcea asupra lor. Toate sumedeniile acelor suflete, toate aceste suflete întemnițate strigau și țipau, Vai mie, vai mie, și într un greiau cuvinte de mare jale, plângând amarnic. Ele pururea flămânzesc din mâncarea cerească și însetează după băutura mântuirilor și fiind goale de darul lui Dumnezeu. Aud veșnic groaznicele mustrări divine, fiule, adu-ți aminte că tu ți-ai luat plata în lumea trecătoare încă în răzbunări, beții, îmbuibări, desfrânări, trândăvii, agonisiri de șarte. Petrecere anticreștinești, laude umflate, o spese păgânești, pogorârea în rândul dobitoacelor, toate sufletele acelea țipeau groazni de durere și chin, oh, vai, vai, vai. Și nimeni nu era care să le fie miră și să-i ajute. Mergând eu cu sufletul prin întunecatele locuri în care se muncesc păcătoșii, se luminau locurile acelea de sfinți îngeri ca și cum ar fi fost lumină. Ei luminau pe acolo ca focul în întuneric. Sufletul meu atunci în lumina cea îngerilor vedea toate muncile care se aflau acolo pentru ca să știe din ce înfricoașată întunecimea mărăciune și grozave munci a scăpat, ne lăsându-se a mai trăi în păcate și păcăindu-se. Prin viețuirea cu cinste în păruncile Domnului, umblând cu multe feluri de chipuri creștinești în viața cea bună și dovnicească, în tot restul fițirii sale pe pământ. Cu trei iadul cu muncile păcătoșilor am văzut și pe mulți dintre rudenii, prieteni și cunoscuții mei în timpul celor 30 de zile. Unul dintre preadulci îngeri care mă conduceau m-a întrebat zicându-mi, Teodora, oare tu știi, știi acum că astăzi bunul tău părinte îți face pomenirea de 40 de zile după rânduiala, în care se pomenezi morți în cele 40 de zile? Atunci, auzind acestea, am cunoscut eu păcătoasa și ticăloasa că au trecut 40 de zile de când murisem. Sufletul Sfintei Teodora se închina treia oară în a patruzecea zi lui Dumnezeu, care rânduiește provizoriu locul de odihnă. Harul milostivului Dumnezeu îmbrindu-mă m-am umplut de mângâiere văzând din ce primejdi și infernale grozăvia am fost izbăvită plină de adâncă recunoștință, am înălțat fierbinți rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu, care a rânduit să fiu povățuită și ajutată de domnicescul meu, Părinte Vasile. Atunci m-au luat Sfinții Îngeri și, scoțându-mă din iad, m-au dus iar în înălțimea cerurilor, într-un zbor ca gândul, înaintea scaunului Dumnezeirii. Acolo, a treia oară, m-am prosternat și m-am închinat lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Sfânt, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Mulțumindu-i din răzputeri pentru nemărginita sa dragoste cu care a economisit mântirea mea. Din înălțimea scaunului Dumnezeire am auzit un glas, prea, un glas prea dulce, foarte plăcut și mângăitor. Îngerii mei iubiți, luați acum sufletul acesta salvat și îl duceți în locașul robului meu, Vasire, care iată și azi, în a 40-a zi, se roagă pentru odihna lui. Sfinții îngeri, luându-mă de acolo, m-au dus în locuința aceasta pe care o vezi și care nu este a mea, cea cu viosului Părinte Vasile, cel încredințat rob lui Dumnezeu, și Părinte Duovnicesc al nostru și al altor fi și fiice duovnicești, el aflându-se încă în lumea aceea, cu viața lui Sfântă, povățuiește multe suflete rătăcite, readucându-le lui Dumnezeu ca un dar de mult preț, ca o tămâie și mireazmă cerească, prin buna pocăință cu adevărată mărturisire, împlinirea canonului și facerea roadelor vrânce de pocăință spre lauda și slava Lui. Privește și vezi că aici locuiesc și alte multe suflete împreună cu mine, pe care le-a povățuit la mântuire mai înainte de mine. El le-a păzit nevătămate cu darul lui Dumnezeu și le-a curățit așa bine încât s-au mântuit pentru că ai venit aici, apoi află că și sufletele robilor lui Dumnezeu, Ioan și al soției sale Elena sunt aici, pentru că l-au primit pe Sântul Vasile în casa lor și au slujit în lumea acea trecătoare. Mai sunt și alte suflete aici în locașul acesta, celea pe care el le-a învățat și le-a păvățuit mai înainte cu mulți ani, aducându-le în viața aceasta cerească, dar numele lor nu-l știu nici de cum. Acum e vremea să mergem să vezi locașurile noastre află că domnul meu, omul cel vorbitor cu Dumnezeu, bunul nostru, părinte Vasile, a venit aici mai înainte decât tine. Părintele Grigorie vede pe Sfântul Vasile în locașurile cerești. Bunele ca acestea, auzind eu, am urmat pe cuvioasa Teodora și am intrat mai în lăuntru minunatelor locașuri. Acolo căutam la doamna Teodora, cea vrednică de pomenit și povățuitoarea mea și priveam la fața ei, pe care turnase Sfântul Vasile un de lemn sfânt și mir de mult preț, că era așa de luminoasă, încât m-am înspăimântat de această minune. Ea mergea înaintea mea purtând haină de inca zăpada și capul ei era acoperit cu o luminoasă maramă. Mergând așa după ea, am intrat într-o curte pardosită cu lespes cu totul de aur și împestrițate în multe feluri, care străluceau cu multă podoabă prea minunat. Pe acelea nu era niciun fir de praf, nici paianje, nici altfel de gunoaie, nu se vedeau acolo nici de cum. Printre acele prea strălucite lespezi de aur erau sădiți mulți copaci tineri, feluriți, foarte frumoși și plăcu minunat de plăcuți. Toate câte se aflau în acea mare curte, curte maestuoasă provocau celor ce le priveau o nespusă bucurie, veselie și fericire. Căutând la răsărit am văzut niște palate înfricoșate, făcute ca de foc, înalte și foarte minunate dar n-am intrat în ele. Aproape de treptele palatelor acelora erau așezat o masă mare, ca de 30 de coți, făcută dintr-o piatră de mult preț ce se numește Zmaract și din care ieșeau niște raze prea luminoase. Acolo mai era sărit la răsărit un migdal prea frumos și foarte înflorit, plecat deasupra mesei și o acopera toată, dând o mare plăcere privitorului. Deasupra mesei stăteau niște acoperăminte de masă cu totul de aur în chipul fulgerului, ca niște pietre de mult preț, maralde, safire, sardonic verde, galben, și de toate pietrele cele scumpe, care erau un rai cu zugrăveli de nenumărate feluri și foarte frumoase. Bucatele care stăteau înaintea persoanelor pe masă erau niște minunate poame colorate foarte frumos, având pe ele flori roșii și albe, ca și culoarea garoafelor, a trandafirului și a crinului mirositor și alte culori de multe feluri ce nu se pot povesti. Deasupra mesei erau puse flori foarte frumoase, de asemenea erau și multe poame minunate care slobozeau nepovestite mirezme și care sunt neînțelese de gândul omului și cu neputința le arăta prin cuvinte. Fiecare poamă avea mireazma ei și deosebită și foarte plăcută, toate mirezmele acelea erau înzestrate cu atât de multe daruri, că dădeau o foarte mare veselie privitorilor încât nu se mai săturau inimile celor ce le vedeau. Acolo era și sfințitul nostru părinte Vasile și zâmpe un scaun minunat în capul mesei. El se odihnea cu slavă mare ca un stăpânitor și domn al celor frumuseți. Scaunul lui era verde și minunat, având o deosebită sărlucire înfricoșată și prea plăcută, aceia care mâncau împreună cu dânsul din acele minunate poame și se mângâiau. Nu erau oameni purtători de trup gros, ci fiecare din aceia erau ca o rază a soarelui luminos. Ei aveau fețele de oameni pline de vigoare, frumoși și tineri cu toată alcătuirea părților mădularilor lor, dar în luminarea, frumuseția și în spiritualitatea lor nu se puteau deosebi mai bine și mai clar care erau bărbați și care erau femei. Acei fericiți oameni, parte bărbătească și femeiască, pe când mâncau din acea masă minunată, pe atât se înmulțeau poamele cele împărătești și minunate pe acea dovnicească și cerească masă, gătită de la Dumnezeu pentru toți care locuiau acolo. Toți care mâncau din cele ce se săturau, din cele puse pe masă și se arătau plini de bucurie și veselie. Ei vorbeau unii cu alții cu zâmbire lină și blândă, grăind între dâns și cu glas dulce și prea frumos. Oarecare tineri luminați care se luceau ca zăpada nematerialnică, subțire, neprinsă și nepipăită de mână omenească, le umpleau vasele cu băutură roșie în chipul trandafirului, când cineva din, a, din aceea apuca acel minunat pahar să-l bea, îndată ce îl turna în gura lui, săturându-se de dulceața și lucrarea Sfântului Duh, stătea foarte mulțumit și fericit în toată ființa sa câtva timp, strălucindu-i fața ca un trandafir tânăr când iese din bobocul său. Toți aceia care le stătea înainte și le slujeau, erau niște tineri foarte frumoși și luminați la față, alb ca lână albă. Brațele mâinilor lor erau mai albe decât laptele îmbrăcați cu haine roșii, vopsite foarte frumos, picioarele lor erau mai strălucitoare decât zăpada. Cingătorile lor erau niște curele vopsite cu trei culori vii, ca un curcubeu ceresc, ca și cum ar fi fost făcute din trei feluri de pangliș colorate foarte frumos. Pe capetele lor purtau niște cununi de aur cu pietre de mult preț și cu margaritare cu mare meșteșuc făcute. Părintele Grigore vorbește cu Sfântul Vasile în rai eu luându-mă după minunata Teodora care mergea foarte ușor și sprinte în înaintea mea prin acele fericite locașuri ale raiului, unde se veseleau plăcuții lui Dumnezeu, am ajuns la părintele nostru Vasile, de care s-a apropiat și a vorbit pentru mine în acel moment și el zâmbind a privit la mine și mi-a poruncit să mă apropiu. Apropiindu-mă eu de dânsul, i-am făcut după obicei metanie până la pământ și ceream rugăciunea și binecuvântarea lui. Atunci l-am auzit zicând un cu glas încetășor, du cetișor, Dumnezeu să se milostivească spre tine, fiule, și să te miluiască, să-și lumineze fața ta, fața sa spre peste tine și să te binecuvinteze, ca să te saturi de toate bunătățile pământești și cerești și să-ți ajute din locașul său cel sfânt. Șezând eu după primirea binecuvântării, jos pe lespede la celea de aur, Sfântul și iubitul meu părinte s-a atins cu mâna sa de mine și ridicându-mă cu dragoste sfânt, arătându-mi cu degetul, mi-a zis, vezi pe Teodora pe care o căutai să o vezi și pentru care mă rugai mult? Iată, de acum poți să știi ce s-a făcut cu ea și în ce loc s-a așezat, așadar să nu mă mai super mai mult pentru dânsa. În acel timp, cinstitul și binecuvântatul de Dumnezeu, suflet al cuvioasei Maicii Teodora, căutând la mine cu veserie, îmi zise, Dumnezeu să-ți dea plată, fiule Grigore, că ai avut atâta grijă pentru mine smerită. Iată, pentru aceasta și a tot puternicul Dumnezeu ți-a împlinit dorința ta, cum și pentru rugăciunile Părintelui și dascălului nostru Vasile, care a făcut mari faceri de bine și bunătăți, cu noi amândoi. În momentul acela când îmi vorbea așa, priveau cu multă plăcere la noi toți fericiții aceia care erau de față la acea minunată masă unde ședeau și se bucurau. După aceea, cu viosul Vasile a zis Teodorei, mergi împreună cu el ca să-i arăți frumusețea pomilor și a tuturor bunătăților cerești care sunt în locașul nostru. Ducându-mă ea către porțile cele de de-a dreapta ale grădinei, privind am văzut o poartă minunată făcută din aur. Zidul acelei grădini era înalt înăuntru, acea minunată grădină era împodobită cu multe verdețuri, cu copăcei de aur și cu trandafiri prea frumoși. Plin de o bogată mireasmă, minunându-mă eu de acea frumusețe și de dulceața cea nemăsurată care nu se putea semna nici cu toate cele mai mirositoare mirezme ale lumii pământene, căutau cu mintea să cuprind cât mai bine acelea pe care mi le arăta. Acolo am văzut șaptezeci de feluri de copaci și o mulțime numărată de felurite legume, flori și ierburi foarte plăcute care nu aveau număr, fiecare din acei minunați pomi era îmbrăcat cu negreit rod, ramurile lor erau plecate de mulțimea și frumoaselor și plăcutelor roade care nu se veștejau, nici nu putrezeau pentru că erau cerești și fără de moarte. După cum observam, în ei se vedeau pomele de, de acelea frumoase din care erau puse pe masă, copacii ce era așa de minunați încât mintea stă în loc uimită la vederea frumuseții lor, a lungimii și înălțimii lor și a plăcutelor și minunatelor lor roade. Niciodată în viață nu mi s-a întâmplat să văd astfel de pomi mari," Doamna Teodora mi-a zis atunci. Acestea te fac să te minunezi. O, de-ai fi văzut tu raiul acela pe care l-a sădit dreapta Domnului, l-a răsărit cu minunatele locașuri, palate, grădini, pomi, flori și alte multe bunătăți foarte plăcute, te-ai fi înspăimântat foarte mult și ți s-ar fi uimit mintea ta și ai fi rămas mărmurit, Da, fiule Grigore?" Da, fiindcă de a-i fi pus pe acestea înaintea celor acestea ar fi fost cu adevărat o umbră, un vis înaintea lucrurilor din trânsul care stau pururi așa cum le-a făcut Dumnezeu. Cum le și vedeau chiar de pe pământ anumiți oameni aleși ai lui luminați de sus. Văzând eu acele minunății, am zis, te rog, Doamna mea, spune -mi și mie cine a sădit acest rai, arată-mi, te rog, și aceasta de vreme ce n-am mai văzut astfel de lucruri minunate și frumusesc plăcute. Ea mi-a răspuns, de unde ai fi putut să vezi astfel de minunății și mira gătită de însăși minera tot puternicului Dumnezeu aflându-te încă în lumea cea vremenică. Toate acestea fiule pe care le vede Sufletul nostru acum, ca și cum ar fi pământești, sunt cerești și ne bucurăm de dânsele cu ființa Sufletului nostru. Acestea fiule aici, în locașul acesta, sunt ostenerile și sudorile cu viosului Părintului nostru Vasile care din copilărie până la adânci bătrânețe și-a agonisit prin ostenerile lui, posturile, privegherile, culcările pe jos, rugăciunile, plecările genunchilor, mătăniile, închinăciunile, răcerile de fric, râlele pătimiri, pe care le răbdam pustietăți, mâncarea slabă a ro rodurilor sălba rădăcinilor sălbatice și a ierbii timp de mulți ani, mai înainte de a veni în țarigrad, din văire Dumnezeu, pentru ca să se mântuiască mulți prin trânsul. Lacrimile pocăinței și suferirea îngrozirilor și a loviturilor dureroase de la potrinice să iată în lunga răbdare cu mulțumire lui Dumnezeu a celor așa altor lipsuri și suferințe au agonisit lui acest minunat rai pe care îl vedem aici. Da, fiule, să știi că toți oamenii lui Dumnezeu care pătimesc în lumea cea trecătoare, ostenel, necazuri felorite și rele pătimiri pentru împlinirea dragostei de Dumnezeu, a săvârșirii Sfintelor Lui porunci se învrednicesc aici de astfel de plată și odihnă de la cel prea înalt, bucurându-se în veci și veselindu-se pururea. Aceasta o arată și psalmistul David zicând, fericistul ce se tem de Domnul care umblă în căile lui, rodul ostenelor tare vei mânca, blagoslovite-va Domnul din Sion ce vei vedea bunătățile salimului în toate zilele vieții tale, psalmul 127. Din aceste cuvinte rese cine oricine se teme de Dumnezeu și se ostenește a crede și a viețui cât mai curat creștinește, vremenic se va bucura veșnic. Acestea și multele altele asemenea ne arată Dumnezeștele Scripturi, încurajându-ne la o viețuire cât mai bună, cât mai curată și cât mai duhovnicească. Minunându-mă eu, mult mă uimeam cum mi-a spus aceea că nu eram acolo cu trupul, ci numai gânditor cu sufletul. În acel timp, mă cercam și mă pipăiam pe mine însum să văd de portrup, prinzându-mă și ținând cu mâna de cap, de corp, de picioare și mâini. Pipăindu-mă și cercându-mă eu bine ca să cunosc carnea și oasele mele, mi se părea ca și cum s-ar fi încercat cineva să prindă văpaia focului sau razele soarelui, și s-ar fi părut cum că mâna lui ar ține-o pe loc, pe când în realitate nu ținea nimic, pentru că nu poate să reprindă ca unele ce sunt străine de fire. Așa am pătimit și eu. Având mintea întreagă și gândul meu, mă înspăimântam de acelea pe care le vedeam cu Duhul și cu mintea mea. Apoi, părându-mi se că ne-am întors la curtea aceea și la poarta pe care am intrat în locuințele raiului, am aflat toate pe care mai înainte le văzusem că erau pe masă, pe care o împotobea dumnezească așezare. Apoi, binecuvântându-mă pe mine și Maica Teodora, m-am dus de acolo. După vedenie, Părintele Grigorie se duce la Sfântul Vasile care îi amintește de cele văzute prin rai. Zmerindu-mă și venindu mi în sine după această vedenie, mă minunam singur de cele văzute în acea noapte din mira lui Dumnezeu. Atunci am început a socoti bine pentru sine cine sunt și unde mă aflam, acelea pe care le-am văzut și cu care m-am înștiințat, le-am pus bine în mintea mea pentru să nu ce... ca să nu-i ceva din ele. După aceea, sculându-mă, m-am dus către bunul meu părinte Vasile, socotind cum care să-mi spună pentru aceasta, spre a înțelege cât mai bine, oare de la Dumnezeu le-am văzut sau de la vrăjmașul. Ajungând eu la dânsul, am făcut obișnuita metanie și luându-mi binecuvântarea, mi-a poruncit să stau mai aproape, zicându-mi, Știi tu, fiule Grigore, că noaptea aceasta am fost împreună? Eu m-am prefăcut că nu știu nimic, cercând cu asta ce are să-mi zică. Atunci i-am răspuns, și unde să fi fost în altă parte domnul meu fără numai pe patul din casa mea pe care am dormit cu multă dulceață? Sfântul Vasile descoperă ucenicului său vedenia. Fiind eu oarecum surprins de întreba din întrebarea părintului meu domnices Vasile și cugetând la cele ce le întâlnisem în vedeniile mele pe când eram amândoi în lui, îmi zise încetișor. Fiule Grigorie, ce te silește pe tine a tăinui cele ce ai văzut în vedenie? pentru ce te ferești am povestit cele ce Dumnezeu ți-a descoperit în noaptea aceasta. Da, o știu și eu aceasta cu adevărat, fiule, că tu cu trupul ai dormit pe pat, dar cu duhul și cu mintea te-ai plimbat în alt loc. Au nu știi câte ți-am arătat eu în noaptea aceasta? spune n-ai fost tu la Teodora în vedenie? N-ai ajuns la locuința mea cerească unde alergai să mă ajungi și ai bătut la poarta cea mare?" Și ieșind, Teodora te-a primit bucurându-se și ți-a povestit despre ieșirea sufletului și moartea ei, cum cu multă siră și groaznică a, a trecut întunecatele văleme ale văzduhului și spurcații draci, măcar deși noi am ajutat mult și am scăpat-o? Au n intrat în curte cu dânsa din porunca mea? Au n-ai văzut acea minunată masă și așezarea ei și lucrurile cele minunate pe care le avea pe ea? Și rodurile cele frumoase care stăteau acolo pe masă? N-ai văzut tu ce minunați erau acei tineri care slujeau la cea masă? Nu stăteai tu și socoteai frumusețea ce aveau acele minunate și prea slăvite palate, deși ai fost departe de dânsele nesuindu-te sus? Au n-ai venit înaintea mea și ți-am arătat pe Teodora pentru că m-ai rugat mult ca să o vezi unde a ajuns? Au nu te-a luat aceea după porunca mea și ați intrat împreună în locașul meu? Au nu știi că ți se părea că țineai cu mâna ta cele ierburi de aur și nedumerindu-te tu te spământai de frumusețele și de mireazmă pe care o aveau florile acelea? După aceea au n-ai văzut pomea aceea înalți și roditor și nemăsurata frumusețea rodurilor? Au n-ai văzut pe toate acestea care îți zici, zic, în noaptea trecută? Cum, dar zici că n-ai fost în altă parte, nici n-ai văzut vreun lucru? Auzind eu aceste cuvinte care ieșeau ca o văpaie de foc din gura lui, punându-mi mintea mea mi arătat adevărul despre care mi amintea, mintea, am leșinat, apoi am rămas fără de glas, am început să văz multe lacrimi și să-mi ud fața cu ele. Socotind ce fel de o mare și sfânt al lui Dumnezeu este părintele meu duovnicesc și cum cu adevărat, ca și cum s-ar fi aflat acolo cu trupul, precum și cu duhul, așa le știa pe toate, i-am răspuns cu inima omilită cu adevărat Sfintea lui Dumnezeu, așa sunt toate și așa le-am văzut precum mi le-ai spus, nu este niciuna neadevăr în descoperirea asta. Mulțumesc, mulțumesc și iarăși mulțumesc Domnului Dumnezeului nostru celui preanalt care m-a ajutat pe mine ticălosul și nevrenicul, ca prin astfel de mari bunătăți să te cunosc și mai bine și să fiu și eu sub acoperământul purtării de grijă și sub aripile lui, ca să mă vrenicesc de aceste felurite, proslăvite și înfricoșate minuni. Apoi fericitul Vasile mi-a zis, De vei petrece viață bine în viața ta așa precum voiește Dumnezeu, de vei fugi de răutate și vei lucra fapta bună până la sfârșitul tău după Sfintele Scripturi, după învățăturile sfinte, adevărate, mult folositoare ale Bisericii lui Dumnezeu și după sfaturile mele, te voi primi acolo după trecerea ta de aici ca să fii împreună cu mine în veșnicele locașului pe care mi le-a dăruit Domnul. Vei ști însă că eu mă voi duce din această lume mai înainte de tine, apoi și tu după puțin timp vei urma mie cu viață plăcută lui Dumnezeu și lucruri bune, după cum i-a arătat mie Domnul, dar ia seama bine că în timpul acestei acesta cât vei viețui în lumea aceasta, să nu iasă din gura ta lucrurile acestea pe care cu darul lui Dumnezeu ți le-am descoperit. Tu ai să scrii merita mea viață și lucrurile mele pe care le vei lăsa la cei din urmă, spre mare folos a celora care le vor citi, asculta și urma. În scrierea povestirilor acelora pe care le-ai văzut în descoperire, vei uni cu cele trecute și pe cele viitoare care se vor face cu voi așa și Dumnezeu de aici înainte. Acestea zicând, un bunul meu părinte Vasile mi-a poruncit să mă duc la locuința mea și să mă silesc cu tot sufletul la mântuirea mea. După aceea, în săptămâna jumătățirii, cea din mijloc al postului mare, în ziua de 25 martie a praznicului Bunevestirea Preasfinte, născătoare nezești prafeșare Maria, Sfântul Vasile cel Nou și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu, cinstitul său trup a fost înmormântat în mănăstirea Sfinților Mucenici Flor și Lavru. Atunci s-a făcut o vedenie un om cinstit din Constantinopol, acesta a văzut o casă mare și minunată, ale cărei porți erau împodobite cu aur și cu pietre scumpe, iar deasupra porților erau scrise cu litere de aur, astfel, locașul și odihna veșnică a fericitului Vasile cel Nou. Citind aceasta, bărbatul acela se minuna de frumusețea zidirii acelei case, pe când stătea el așa uimit, privind la cel minunat locaș strălucit și foarte frumos, Iată un tânăr prea frumos ieșind, i-a zis, ce te minunezi, omule, voiești să vezi lucru și mai minunat? Deschizând porțile acelea, se vedea înăuntru palate prea frumoase și minunate, a căror frumusețe covârșea toată mintea omenească. Acolo, pe un scaun împărătesc, cedea cu viosul Vasile mare slavă, înconjurat de mulți și minunați și luminoși bărbați și femei, bătrâni, tineri și copii. Acolo se vedeau și răsaduri prea frumoase și toate cele văzute erau pline de bucurie și veselie. Înăuntru acelui prea minunat, frumos și plăcut se auzea un glas zicând, o astfel de răsplătire iau după moarte toți cei ce l-au iubit pe Dumnezeu și i-au slujit cu o sârdie. Această vedere a spus-o bărbatul acela multora și toți ce auzeau, preamăreau pe Dumnezeu și cinsteau pomenirea cuviosului Vasile cel nou plăcutului Dumnezeu. Fericiți, de mii de ori fericiți vom deveni și noi de ne vom osteni cu bună chipzuială pentru a ne vrenici părții iubitorilor de Dumnezeu cu sfintele rugăciuni, cu faptele bune și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri ale Preacurate în Dumnezeu și a Sfântului Preacuviosului Părintele nostru Vasile cel Nou, Doamne, Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți. Amin.